Pe vremea lui Ceaușescu, învățământul era bine structurat. Era bine structurat. Cel care vrea să facă performanță, făcea performanță și erau profesori să se ocupau de el. Care era viciul de fond al învățământului? Pentru că obligau profesorul, că erai tâmpit, că erai idiot, că erai cretin, că erai super geniu, tot să-l trece. Asta era prostie. Ca să fii burgător la vaci, nu trebuie să știi cât fac integrală de la nu știu cât. Trebuie să știi să te servezi, să scrii. Nu trebuie să faci matematică superioară sau nu știu ce. Ei bine, toți și erau profesori care primeau sancțiuni pentru că nu l-a trecut pe elementul X, că trebuia să treacă toți. Deci trebuia să... Se promova sfânta mediocritate pentru că liderii politici asta vreau, mediocritate. El vrea unul deștept care să salte ochii, să spună la el, bă, fraților, uitați-vă ce hal trăim, hai să ne trezim. Nu vreau lucrul ăsta, vreau marea masă pe care să o domine, să o țină în frâu. Asta era un aspect. Finalitatea, în schimb, era bună, în ghilimele, bună. Bun, prost rău era, îți asigura sistemul un loc de muncă. Ba chiar te obliga. Nu puteai să fii la prea lui. Că era prost plătit sau toți erau plătit la fel. Dar era o siguranță a zilei de mâine. Domnule, a terminat, ce conta că de inginer a scos 200 de ingineri într-o promoție și tu ai nevoie de 3? Nu, mergeau toți acolo, dar plăteau. Că, nu? Până în anii 60 era greu să faci o facultate. Până la 60 nu era greu de facultate pentru că te obligai să o facă, pentru că nu erau specialiști. Vă spuneam că în cei 10 ani de crimă și sânge, aparcată lui Constantinescu, toată floarea intelectualității a fost distrusă. O țară trebuia clădită. Cu ce? Și atunci ieșeau ingineri, chiar și medici, cu o facultate de 6 luni. Erau... În anii 60? Da, 6 luni, făceau facultate. În anii 56-57 te scria, bă, ce vrei să fii inginer? Du-te la institutul de nu știu care. Și făceai 6 luni de zile și erai inginer pentru că aveau șantiere de recrutare țării și l-avea ce să ducă acolo, ce să conducă. Unul care se avea un pic mai multă minte, care și-au persistat acești cu școală de comerț superior până pe anii 80. Când, dacă era mai era obligat să-și ia unii, cu urmă ironiei, să-și tăie liceul și am cunoscut. Deci era pus de director economic la intermediarea ță. Înțelegeți? Și s-a spus, bă, să-l arăt școală de comerț, în ce Dumnezeu era aia. Păi lei, când chiar te terenzi liceul, că bună, chiar i-am dat, cum se cheamă, l-am meditat. Până la vreo câteva materii. Era că el era omul săracul la 50 de ani, el meditam că se ia clasa 11-16, să termine liceul și până să înceapă o facultate la seral, că postul îi cerea facultate, nu școală de-asta. Păi, vedeți, asta este. Ori până pe anii 50-60, de grigioada prin totală, ce trebuia să faci școală de-asta la rapid. După anii 60-64-65, de atunci când s-au eliberat pe de-o parte cea mai rezistată, toată intelectualității, i-ai reabilitat și i-ai început să-i baci chiar cu forță, chiar dacă era acolo, reabilitai și îl puneai într-un domeniu, chiar dacă nu îl puneai director, dar îl puneai imediat sub director, pentru că ăsta era mintea care conducea tot sectorul. Ăsta de obicei director era politurc, era activist de partid, era, mă rog, partidul frumos în frunte, dar n-avea școală. Corect, și îl băgai pe ăsta cu școală, el, până încet încet a început să apară primele generații de ingineri, economiști, medici, oricum, toate domeniile. Și au început, dar bine și ăștia, din ăștia care îi ucileai, partidul a acționat foarte bine. L-a luat până mai bun, domnule. Și de obicei cel mai bun înseamnă și ca pregătire școlară, dar și ca origine. Adică vrei să până spui până dacă n-aveai origine sănătoasă, puteai să scripești de inteligență, nu aveai acces. Pentru că proveneai din tată, fie chiar bun, fie burghez oboșier, și nu aveai acces. Până în 72. Erau, mă, tu al cui ești, mă, ce-a fost tatăl? O, pare rău. Întotdeauna se punea întrebări. Nu. Dacă nu aveai origine sănătoasă, nu aveai cu acces. De-abia după 70 ani început să scripești de inteligență. Dorina, noi aveam prieteni care... Era dosar întocmit și nu puteai să ai acces la chestia asta. Cum în 70? Că a fost și mai încoace. Și mai, până la 80. Prieteni care au părinții nobili pe vreme și care au fost dați afară de la conservator, de la politehnică, de la... Pentru originea lor. Chiar dacă se făceau și așa, tot felul de... M-a atrapat la România, să stăm la porțile Orientului. Falarioții au avut timp să le... Ciubucu, Mita și astea le-am inventat noi. Sunt lucruri vechi, împărmentele, de băiete la turci. Făceam de asta, o fel de biografie mai falsificată, așa. Nu sunt băiatul lui Grigore care a avut barba lui Oară Drogă, sunt nepotul lui Vara lui Grigore care era biată țărancă prăbădită. Așa, așa, dacă aveai pe unul tare, care era la partid sau activit acolo, ăla dădea unde, că era telefonul fiind scurt. Bă, ce, bagă-l mă pe ăla, că îți dau eu ori, da, bine, și dădea.